Edințeanul Flaviu Stoican, originar din Vânju Mare, este noul antrenor al echipei Pandurii Târgu Jiu. Petre Grigoraș a demisionat la Târgu Jiu, ajungând deja noul antrenor Flaviu Stoican. Acesta ar fi trebuit prezentat echipei luni seara, dar autocarul care aducea fotbaliștii de la vizita medicală făcută la Craiova a fost blocat în trafic din cauza unui accident care a avut loc pe traseu. Lotul este oricum foarte subțire. Toți jucătorii care nu au acceptat reducerea salariilor la 1000 de euro fiind lăsați liberi de contract. Pe de altă parte, jucătorii Paul Păcuraru, Florin Ilie, Marius Țigoianu și Ionuț Neagu au semnat luni cu Pandurii. La echipă este așteptat și italianul Cristiano Matteo, care a evoluat la echipă din ligile inferioare din peninsulă. Doar 5 dintre jucătorii de la Pandurii s-au mai prezentat luni la reunirea lotului pe 2017, după vacanța de iarnă, dintre aceștia unii dând de înțeles că nici ei nu vor mai continua la clubul din Târgu Jiu. Dintre jucătorii care pot semna cu orice echipă din postura de jucător liber sunt nume cunoscute în Liga 1: Stanca, Lazăr, Sân Mărtean, Pleșca, Ungurașu, Grecu, Pițian, Răuță, Herea, Voiculeț și Țucudan. Jucătorii care rămân la echipă sunt tinerii Daniel Popescu, Răzvan Negrilă, Trifuro Demis, Margarit Daniel, Denis Brânzan, Ionuț David, Gabriel Dodoi, Adelin Pârcălabu, Cătălin Hlistei, Marius Cioiu, Alexandru Oprița, Laurențiu Tudor, Bogdan Danaricu, Ionuț Gruia, Angelo Trocan și Cornel Ene, fost CFR. Federația Română de Fotbal a stabilit ca perioada în care cluburile vor putea înregistra transferurile făcute în această iarnă să fie 24 ianuarie-20 februarie. Campionatul se va relua pe 4 februarie.